600, 25,22, după care se va aplica subvenția pentru populație, pentru casnic, și acest preț va fi valabil 2-3 luni de zile aproximativ, când se va face un calcul exact în funcție de prețul gazului și alte cheltuieli care apar, să spunem, neprevăzute. Deci nu este un preț fix, pentru că această societate este societate nouă și trebuie să-și evalueze cheltuielile și materia primă, fiind gazele. Concret, ploieștenii nu vor plăti un preț mai mare față de anul trecut? Asta s-a dorit de către tot Consiliul Local, nu a avut nicio importanță de apartenența politică, toată lumea a fost de acord să reușim în aceste timpuri grele să plătească cetățeanul prețul care a plătit și anul trecut, cel puțin pe această perioadă a sezonului rece.